cum am aplicat noi Lean la Sanitrail. Sanitrail e aplicație web, cu ajutorul căruia alte companii pot să urmărească metrici de performanță financiară. Sunt practic indicatori după care conducătorul companiei înțelege dacă lucrurile merg bine sau nu și sunt indicatori pe baza cărora să fac decizii de performanță. De obicei, sunt scenariul clasic în situații de genul ăsta, după ce stai și te-ai îmbătat acolo și fumat în activitatea, zici, băi, hai să dăm drumul la un plan de business, să lucrăm așa o lună, două, să vedem cam care e treaba, să visăm așa cum o să cucerim lumea, să vedem de unde să o luăm finanțare, cum o să fim noi bogați și, în general, după aceea să ne tolănim așa pe canapea înainte să începem, să ne gândim, mamă, ce atot structuri suntem și cum știm noi să facem business-ul pe internet extraordinar. Procesul clasic pe care îl puteți vedea în trecut, în general, la companie, este că ai o idee, iei o finanțare, te apuci să dezvolți produsul, te dezvolți, lansezi versiunea beta pentru testare, lansezi versiunea finală publică și apoi, după un an jumate, mori pentru că nu ai niciun client. De ce? Pentru că, de obicei, când îți faci planul despre viitor, nu prea poți să prezici dacă planurile alea se vor întâmpla așa cum vrei tu. Și este o lege matematică care spune că probabilitatea ca două evenimente să se întâmple împreună, adică, să zicem, startup-ul meu o să aibă un produs frumos și o să facem și bani, evenimentele astea nu pot să se întâmple împreună niciodată. Probabilitatea ca să am și startup și să fac și bani e mai mică decât probabilitatea decât ori să fac startup, ori să am bani. Am cumpărat un domeniu, am pus frumos o pagină pe internet care descrie foarte clar ce face soluția asta. Am făcut un prototip în Photoshop și am trecut la partea cea mai interesantă. Am mers să vorbim direct cu clienții. Și din rețeaua pe care o aveam eu, rețeaua pe care o avea Vladimir, am mers direct la niște companii și i-am luat la telefon și am început să-i întrebăm, voi, ia spuneți-ne voi nouă, cum urmăriți voi performanța financiară în interiorul companiei? Cum se face? Păi, de mergem prin PayPal, extragem niște date, le ducem în Excel, le procesăm, facem tot felul de formule acolo, încercăm să ne dăm seama dacă e bine, dacă nu e bine. Și ce-am făcut? În timp de o lună am luat frumos și am construit un prototip care făcea, rezolva fix problemele despre care am vorbit noi cu clienții inițiali. Și după aia am început să primim din nou feedback. Împărțite. Unii că nu le place, alții că nu merge bine, alții că n-au reușit să se descurce. Noi am creat un fel de interfață care le permite companiilor respective să trimită tranzacții financiare de la ei din sistem în sistemul nostru. Adică nu mai stă Georgica să tragă date din PayPal unde sau unde țin ei tranzacțiile, ci e un proces automatizat care trimite evenimente de plată de la ei din sistem în sistemul nostru. Spre exemplu, când cineva își face un cont la ei în sistem, țac, să trimite un eveniment către noi. Când cineva face o plată, din nou să trimite un eveniment către noi. Am creat o interfață care îl ia pe Gicu după ce își face cont la Sanitrail, îl trece prin 3 pași și după ce apasă pe butoane pe acolo, îi dă exact codul pe care trebuie să-l arunce la el în aplicație fix ca atunci când instalezi Google Analytics. Și era foarte simplu, adică orice bobărău poate să facă chestia asta. Și le-am arătat, uite mă ce-au făcut, au fost foarte mulțumiți. Au zis unii dintre ei care aveau aplicații similare ca ale noastre, aplicații care ofereau API-uri, au zis, bă, dar puteți să folosiți și noi chestia asta, unde că e super tare. Dar cum să nu puteți să folosiți? Am primit mult mai mult feedback, am vorbit cu companii mult mai mature, cum sunt Sismic, cum e Wistia. Și ce am aflat între timp este că companiile care deja făceau foarte mulți bani, companiile care primiseră investiții foarte mari, aveau sisteme complexe de analiză în interiorul companiei și deja aveau un proces maturizat pe care angajații companiei îl foloseau ca să folosească soluția internă. Adică ei deja investiseră destul de mult și nu interesa să mai dea sistemul ăsta deoparte pentru ca să-l folosească pe al nostru. Și
Asta ne-a ajutat foarte mult să înțelegem piața, că sunt două categorii foarte mari de companii. Companiile care sunt în seed, în early stage, care construiesc o soluție, au câteva zeci de clienți, și sunt companiile mature, care au finanțări foarte mari, care deja fac foarte mult bani și care și-au rezolvat problema asta. Ca să trag așa o concluzie, ce este procesul ăsta de Lean Startup? La fel cum există știința de management în companii, care se ocupă cu eficientizarea proceselor companiei pentru ca compania să ajungă cât mai efectiv la obiectivele pe care și le-a propus, fix așa există Lean Startup, care este un proces de management al inovației. Adică trecem prin niște pași foarte bine definiți, care sunt foarte bine măsurabili, pentru ca să creăm un produs care răspunde unei nevoi în piață. Deci nu mai stăm și facem brainstorming și ne gândim, mamă, cum o să fie produsul nostru și cât de extraordinar o să fie și cum o să cucerim lumea. Nu, avem niște pași foarte bine definiți, pe care urmăm, pe care măsurăm, fix ca la management. Evident, e o chestie care nu se potrivește în toate contextele, e genul de lucru care se potrivește foarte bine atunci când lucrezi cu companii, pentru că companiile, în momentul în care vorbesc despre problemele lor, vorbesc destul de rațional. O companie știe că investește lunar o sumă de bani și trebuie ca din suma aia de bani să obțină un return on investment de, nu știu, anumite procente acolo. Și în momentul în care ei se gândesc să cumpere soluția ta, o privesc fix așa, să gândesc, bă, uite, cheltuim atâta și o să reducem costurile astea sau o să facem mai mult profit. Loc în procesul ăla liniar pe care l-ați văzut acolo, luăm bani, programăm, dăm drumul peste un an, ai un proces care este permanent iterativ, unde încerci să descoperi care sunt problemele clienților și să validezi niște soluții pentru problemele respective. Asta se întâmplă pe partea de business, iar corelat cu partea de business, ai un proces iterativ pe partea de tehnologie care implementează permanent produsele, problemele pe care tu le-ai validat împreună cu clienții.